Locuitorii din Gârda de Sus au protestat din nou împotriva jafului din pădurile comunei. Acțiunea este continuarea unui prim protest organizat acum o săptămână. Peste 100 de locuitori din Gârda de Sus au ieșit în stradă miercuri solicitând firmei care exploatează pădurea de pe Valea Gârda Seacă să își ia utilajele din pădure și să plece. Oamenii au fost pașnici, dar hotărâți, așa că angajații firmei și-au strâns jucăriile și duși au fost. După ce au eliberat pădurea, participanții la acțiune au întocmit o petiție cu toate revendicările pe care au expediat-o pe adresa instituțiilor menite să le facă dreptate. În contextul acestei acțiuni de protest, declarația primarului comunei Gârda pare a fi mai degrabă constatarea unui observator neutru decât reacția unui șef local ales să reprezinte interesele consătenilor și ale comunei. Nimeni nu vrea să pădurea să se taie într-un an, doi. Lumea asta a vrut să se taie mai mulți ani, să nu distrugă, să aibă și un lemn de foc, un lemn de lucru. Pentru că ăsta e specificul zonei, odată și odată, că să nu se distrugă. Și sunteți de acord ca firmele străine să aibă un fel de monopol acolo în zonă, să taie cam cât doresc? Păi, asta doresc oamenii, să nu mai exploateze nu știu ce firme mari și să distrugă tot ce pe acolo. Bun. Și drumuri și natura și pădurea. Oamenii erau nemulțumiți și de faptul că autoritățile nu-i bagă deloc în seamă. Au făcut un al doilea memoriu. Păi da, acum din discuțiile care am avut ieri cu reprezentanții Ocului Silvic, mi s-a spus că să le marcheze și lor lemn de foc și lemn de lucru. O cantitate undeva până la 5 metri cub de familie. Deci ei nu mai prea aveau dreptul să taie. Păi nu prea, doar produse de igienă. Asta înseamnă lemnul care e degradat, e putregai, e rup de vânt. Lemn din care nu poți să faci decât foc. În documentul protestatarilor se solicită următoarele: interzicerea circulației mașinilor cu tonaj peste 7,5 tone pe drumurile comunale cu excepția riveranilor, introducerea în noul cod silvic a drepturilor moților, care a fost prevăzut în carnetul de moți, interzicerea agenților economici la exploatarea masei lemnoase de pe raza ocolului silvic Gârda de Sus și dreptul de preemțiune a localnicilor la cumpărarea masei lemnoase. Masa lemnoasă inventariată și marcată să fie vândută către populație, să se planteze suprafețele defrișate și care nu sunt plantate, asigurarea lemnului de foc la un preț rezonabil pentru populația din zonă, modificarea noului cod silvic în favoarea cetățenilor, nu a marilor firme de exploatare, rezilierea contractului Regiei Autonome a Pădurilor cu firma SC Holz Industrie Schweighofer SRL, să se inventarieze pădurea și să se asigure o exploatare durabilă, astfel ca pădurea existentă să ajungă și generațiilor viitoare. Lemnul de pe raza comunei Gârda de Sus, tras în rampă de către firma de exploatare, să fie vândut populației. Revendicările moților au fost înaintate Direcției Silvice Alba, Instituției Prefectului Alba, Ministerului Apelor și Pădurilor, ministrului Lucia Varga, deputatului Ioan Dârzu și senatorului Teodor Atanasiu.